Da, bun găsit la superba emisiune. Ca să începem, ca să nu fie probleme așa pe parcurs, deci în timp ce dormeam, în timpul somnului, un păianjenel, cred, m-a mușcat exact de aici de ochi, de aici. Bun, poate mă transform în un păianjen. E în regulă și asta, dar vă spuneam de ce am un ochi așa mai... Ca să nu fie problema, a intrat cineva, dar ce ai pățit la ochi? M-am mușcat, un cred că păianjenel, era, nu avea cum să fie țânțar, pentru că am avut ochiul atâta toată ziua și cu greu am, am, putut să văd ceva mai pe seară. Bun, gata, am rezolvat cu problema cu ochiul, cu tunsoarea din cap m-am tuns singur, 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 în baie, singur, normal unde se tunzi, în baie. Așa, singur, cu mașina pe la spate, cu asta în sfârșit, singur, pe genul, pe izolare. Eu o ard, sunt pe responsabilitate. Dar uh, haideți să începem cu ceea ce ne interesează acum că am terminat cu nimicurile. Să începem cu ceea ce este cel mai important. Legea carantinerii trebuie să pice mâine în Senat. Asta este cel mai important. Am văzut, l-am văzut și pe doctorul Arafat în această seară, am văzut și pe aia de la PNL în toate intervențiile lor, mă refer acum la de la PNL, absolut cretinoide. Intervențiile. Ei sunt niște persoane minunate, dar intervențiile lor perfect cretinoide. Uh, bun. Mă doare în cot de intervențiile lor. Deci, singura țară din lume unde uh, Autoritățile și-au arestat cetățenii dacă i-au -au depistat infectați, este România. Si, i, ingura, ră de pe planetă. Mă rog, de pe planetă nici nu mă mai interesează, din lumea civilizată că ne revendicăm de aici. Deci, această mizerie în care stai puțin, că totuși poți să stai acasă, dar dacă doctorul uh, totuși crede că, dar DSP-ul, dar nu, 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 nu. nu. Deci, cetățeanul nu poate fi prezumat vinovat niciodată. România a aplicat o rețetă absolut sinistră, care iată nu funcționează. Dovadă numărul de infectări pe care n-a mai aplicat-o nimeni și anume ești infectat, te băgăm cu forța la spital. De ce? Că nu avem încredere în tine. Nu există așa ceva. Așa, la fel de bine, poate să ne bage la pușcărie pentru că, bă, nu are încredere în mine, de exemplu, că nu sunt, nu știu, violator. Bă, n-am încredere în tine că nu o violez pe una. Bă, nu vrei tu să mă bagi la pușcărie dacă o violez pe una? Nu. Te bag preventiv că dacă o violezi. Deci o măsură cu creier și care a fost adoptată pe alocuri în lumea civilizată a fost sancționarea celor care nu respectau autoizolare. Adică, băi, ești infectat, du-te acasă. Oricum n-au umplut nimeni spitalele cu oameni care nu aveau nevoie de tratament. N-au umplut nimeni. Numai în România s-a întâmplat asta. Numai în România. Deci, ești infectat, du-te acasă, acolo rămâi, două săptămâni ai ieșit, bun, în anumite părți nu se făceau nimic. În alte părți se dă o amendă. Cum ar fi, de exemplu, în New York, îți dă amendă, multe mii de dolari. Adică nu ieși, că trebuie să, dacă te aprinzi, să ai decartat mulți bani. Mucios, Maciu cambos. Dar nu există, nu putem lăsa liberi. Nu există așa ceva, nici măcar în Uniunea Sovietică nu există așa ceva. Tot am spus că a fost o măsură sovietică, ce să vezi, în Rusia nu s-a întâmplat asta.